Și am ales exact ceea ce am ales la acel joc de psihodramă, mesajul. Am considerat că este o temă foarte actuală în zilele astea, pe care le trăim cu toții. Și cred că cu toții, de-a lungul timpului, am căutat să găsim un mesaj în tot ceea ce facem, în toate acțiunile pe care le avem, să avem o finalitate, aceea a mesajului. Bineînțeles că o să mă întrebați unde vom găsi acel mesaj. Mesajul cred că îl putem găsi peste tot în jurul nostru, în orice acțiune pe care o desfășurăm. Ea are o finalitate și acea finalitate îți transmite un mesaj, care poate fi, ca și în cazul feedback-ului, un mesaj constructiv sau un mesaj pozitiv. Deci unul care poate fi un mesaj pe care poți să-l îmbunătățești, pe care poți să-l influențezi, sau poate să fie un mesaj pozitiv pe care ți-l însușești și îl adopți mai departe. Cred că vă este cunoscut filmul Avocatul Diavolului. Este un film, după părerea mea, plin de mesaje și plin de învățăminte. Cum ar fi că în viața totul se negociază și atunci când crezi că ai obținut totul, s-ar putea să te lovești de un mare obstacol, și anume stresul, care niciodată nu te lasă să fii prea liniștit și prea confortabil. Dar așa cum reiese și din acel film și din tot ceea ce am trăit de-a lungul timpului cu toții, este că trebuie să alegem. Întotdeauna trebuie să facem o alegere. O alegere care nu este ușoară niciodată. Alegerea poate să însemne un compromis. Alegerea poate să însemne, eu știu, chiar suferință. Însă depinde spre ce parte suntem canalizați. Mesajul, în general, este un mesaj care, după părerea mea, este o părere personală, vine întotdeauna din credință. După părerea mea, referința lumii în care trăim noi astăzi este credința. Mulți dintre noi suntem exact așa cum scrie și în Cartea Sfântă, ca să spun așa, suntem niște oi rătăcite de multe ori. Nu știm exact care este direcția pe care trebuie să o urmăm și care este mesajul pe care ni se transmite nouă de către alții. Nu știm lucrurile astea. Și atunci, singurul pilon, singura referință după care noi putem să analizăm efectele acțiunilor noastre sau pe cei din jurul nostru este prin prisma credinței. Multă lume spune, domne, sunt prea obosit, sunt prea stresat, nu pot să-mi găsesc echilibru, nu știu ce-i cu mine, nu știu ce-i cu cei din jurul meu, uite ce mi-a făcut X, uite ce mi-a făcut Y, uite de ce am ajuns aici. Ok, într-adevăr, sunt multe întrebări pe care ni le punem în fiecare zi și considerăm de multe ori că suntem învinși de ceea ce este în jurul nostru sau că ceea ce credem noi nu este pe aceeași frecvență de undă cu ceea ce crede celălalt de lângă noi. Și tocmai aici intervine mesajul. Mesajul care întotdeauna trebuie să vină, evident, în urma unei discuții, în urma unei prezentări, el reiese de undeva. Noi suntem exact ca niște celule care formează atomul. Se știe, toată lumea asta e formată din celule și din atom, conform teoriei marilor matematicieni. Dar, tocmai, noi acum suntem cumva, să spunem așa, divizați în diferite concepte, în diferite idei. Și ca să revin din nou la acel film, Avocatul Diavolului, mie personal mi-a plăcut foarte mult și sunt un mare fan al Pacino, pentru că este un om care, într-adevăr, și în viața reală și în viața de pe scenă, ca și actor de teatru, nu numai de film, a știut să impună și să transmită anumite mesaje direct către inima omului, pe care un om care are acea referință, și aici revin din nou la credință, a știut să și le însușească. Al Pacino spunea în filmul respectiv, "Vanity is my favorite sin." Vanitatea este păcatul meu preferat. Și acum stau și vă întreb, câți dintre noi n-am fost puși în această situație de a fi vanitoși, de a fi orgolioși? Foarte mulți dintre noi. Tocmai din cauza asta n-am văzut mesajul, n-am văzut adevărul. Tocmai din cauza că am fost cumva orbiți de aceste păcate, ca să le spunem așa. Păcate și virtuți. Lupta dintre agonie și extaz, lupta dintre bine și rău. Eterna luptă, evident. O luptă care poate pare banală pentru toți dintre noi, dar care se dă în fiecare zi.
se dă în ceea ce facem, în acțiunile noastre, în discuțiile pe care le avem cu cei din jurul nostru. Observăm că mulți dintre ei încearcă cumva să profite de noi, să profite de bunătatea noastră, să profite de ajutorul pe care vrem să îl oferim, iar alții care încearcă să ne ajute, să ne sprijine. Oameni care, exact cum a spus și Liviu, care încearcă să facă anumite proiecte pe voluntariat, pe oameni care încearcă să ajute alți oameni. De fapt, asta este ideea rețelei. Noi trebuie să încercăm să creăm rețele. Rețelele pot merge mai departe. Probabil că vă este cunoscută mișcarea Occupy Wall Street, care există și la noi în București, a apărut acum, Occupy Bucharest. Cei cu New World Order, bancherii, noua ordine mondială și cei care vor să... Deci, mă rog, marii finanțiști de pe Wall Street, care sunt cauza crizei economice globale. Știm cu toții despre criza din America și faptul că au căzut foarte multe instituții bancare. Tocmai din cauza acestui fapt, pentru că bancherii au fost, eu unul lucrez în bancă și spun asta, bancherii au fost foarte lacomi. Au încercat să câștige foarte mult din acele titluri subprime. Atât de mult încât practic au sărăcit America. Practic acum americanii sunt orașe întregi sau state întregi care sunt falimentare. Pentru că nu mai au cu ce să-și achite taxele, impozitele zilnice. Oamenii practic au plecat din case și s-au reorientat și stau undeva în corturi și cam aia este casa lor. Deci situația, cum să spun, este foarte gravă. Și atunci au apărut aceste mișcări de rezistență. Părerea mea că eu așa o văd ca pe o soluție de transmitere a mesajului, este crearea anumitor rețele, workshop-uri, chiar și acest loc unde ne desfășurăm noi acum această activitate de public speaking. Este o modalitate de a transmite acest mesaj. Și nu numai acest mesaj, mesajul în general, un mesaj pozitiv, constructiv, prin care oamenii să-și dea seama că nu tot ce zboară se mănâncă, știți că e o vorbă. Trebuie să filtrezi informația. Așa cum spunea și Simona, cu televizorul. Eu, de exemplu, sunt totuși adeptul televizorului și a internetului pentru că eu unul filtrez informația întotdeauna. Deci pentru mine informația nu este întotdeauna cea pe care mi-o oferă cel de dincolo, ci trebuie să vezi dincolo de informație. Trebuie să vezi, de fapt, întâlnirea aia ce a vrut să spună sau ce a vrut să întâmple, de fapt, la întâlnirea aia sau ce preconizează acea întâlnire. Ați văzut acele întâlniri faimoase G20, G8, G nu știu cât. G la puterea infinit. Deci toate acele întâlniri nu sunt întâmplătoare și tot ceea ce se întâmplă la acele întâlniri, practic, au ca urmări anumite decizii foarte importante pentru toată lumea. Bine, noi le simțim răsfrângându-se asupra noastră, însă în final, atunci când ajung la noi, este exact ca și efectul de val. Vine la început, încet, încet, dar apoi când se sparge valul, acolo unde se sparge este cel mai greu, dacă te afli. Unde se sparge valul, efectiv. Pentru unii valul trece mai ușor, pentru alții trece mai greu. Dar revenind la mesaj. Mesajul pe care ni-l oferă sistemul și mesajul pe care ni-l oferă credința sunt două noțiuni distincte. Mesajul pe care ni-l oferă sistemul este un mesaj sec, un mesaj care încearcă să ne facă să credem că lucrurile așa sunt și că așa trebuie să fie și mesajul care vine din credință. Și aici vă pun o întrebare simplă. Câți oameni mai vedeți în ultimul timp că frecventează așa de mult biserica? Sau câți dintre voi merge frecvent la biserică? O întrebare care trebuie să vă dea de gândit. Mulți oameni preferă să meargă în alte locuri decât la biserică. Nu este o, cum să spun eu, un reproș. Este o întrebare. Și atunci, pentru că sursele sunt diferite. Mulți ori să spună că, domne, biserica, știți, preoții sunt așa și pe dincolo. Da, ok, dar mai e o vorbă care spune să nu faci ce face popa, ce zice popa. Și oricum, dacă tu, ca și credință, ai în sufletul tău noțiunea de Dumnezeu și crezi în noțiunea asta, nu contează ce vezi dincolo. Tu te duci pur și simplu ca să ai acel har, să te umpli de acel har. Practic, acel har pe care tu îl iei de fiecare dată când are loc slujba în biserică, te apără pe tine de tot ceea ce înseamnă rău pe parcursul, să zicem, a unei săptămâni. Slujba se ține săptămânal în cazurile noastre. Asta e ideea. Iar sistemul îți oferă altceva. Sistemul îți oferă
acele lucruri de care nu ne putem lipsi cu toții, evident, lucruri pe care trebuie să le ai și de care trebuie să te folosești ca să trăiești. Însă, nu întotdeauna acele lucruri sunt și cele care sunt cele mai potrivite. Și tot spun aici din nou, alegerea intervine. Alegerea care vine din credință. Tu trebuie să știi exact, adică prin intermediul credinței, poți să-ți alegi exact ceea ce e bine și ceea ce nu e bine pentru tine și să elimini. Este singurul reper. Eu, cel puțin personal, în urma experienței mele pe care o am de-a lungul vieții până în momentul de față, întotdeauna singurul reper pentru mine care m-a ajutat a fost credința. Și aici vă mai dau exemplu un film, Constantin, dacă îl știți, cel cu Keanu Reeves. Așa, Keanu Reeves îmi place de altfel la fel de mult. Matrix, știm cu toții. Și Matrix este un film foarte, cu un mesaj foarte adânc pentru cine reușește să treacă dincolo doar de acțiunea propriu-zisă. Dar în Constantin, Keanu Reeves are la un moment dat o replică foarte interesantă. Dumnezeu are un plan pentru toți. Și chiar el spune că a trebuit să mor a doua oară ca să-mi dau seama de asta. Eu nu cred că noi trebuie să murim a doua oară. Ci pur și simplu trebuie să ne dăm seama la timp că Dumnezeu într-adevăr are un plan pentru fiecare dintre noi și că fiecare dintre noi avem o menire în această lume. O menire care trebuie să fie una pozitivă, evident. Aceea de a transmite celorlalți din experiența noastră și din principiile și convingerile noastre. Evident, să fie unele pozitive. Și în încheiere, pentru că deja cred că mi-am depășit timpul alocat, așa, aș vrea să vă spun un singur lucru. Încercați întotdeauna să priviți zidul din spatele zidului, lumea din spatele lumii. Eu cred, părerea mea, e o părere sinceră și personală, că nu trebuie să cauți iadul și raiul prea mult. Ele cred că sunt pe aici, prin jurul nostru, în spatele fiecărei uși, fiecărui geam, ele se află, mai mult sau mai puțin. Ele nu trebuie să fie identificate cu ceva, nu știu, weird, ci pur și simplu o să vezi omul sau lucru dacă exprimă bunătate sau răutate. E simplu. Și de asta spun. Încercați să vedeți părțile pozitive și întotdeauna când sunteți într-o situație care pare fără ieșire, apelați la Dumnezeu. Pentru că, sigur, veți găsi soluția în final. Eu unul, de fiecare dată am găsit-o. Atunci când eram întotdeauna la pământ, pentru că am avut destule, ca să zic așa, experiențe nefericite în viață, și pe plan profesional, și pe plan sentimental, și atunci când nimeni nu m-a mai putut ajuta, nici chiar părinții mei, care întotdeauna au fost alături de mine și m-au ajutat, cât au putut, evident, în limita suportului lor, fizic și moral, și financiar, evident, așa, atunci când nu s-a mai putut face absolut nimic, singurul care mi-a întins o mână a fost Dumnezeu. Prin diferite conjuncturi, de asta spun că Dumnezeu are un plan pentru toți, prin diferite conjuncturi, efectiv am ajuns la rezultatul dorit. Parcă o mână, efectiv, m-a ghidat. Și asta a fost o întrebare care întotdeauna mi-am zis-o. Mulți oameni nu cred în Dumnezeu, dar le-am spus, ok, dar ți s-a întâmplat vreodată să ieși dintr-o situație fără ieșire? Sau să scapi cu viață dintr-un eveniment din care credeai că nu vei scăpa? Da. Ei, atunci puneți întrebarea, oare ce s-a întâmplat de ai scăpat? Atât. Mulțumesc!